Vă salut! Și bine v-am găsit la un nou clip. Suntem cu tractorașul Pasquale pe o zi foarte frumoasă, în ghilimele. A început să ningă. Am decis să ar în grădină. Să arăt și plugul. Plugul este împrumutat. A fost confecționat din bucăți, să zic așa. Și să fart un pic brăzdarele. Nu sunt egale. Asta cred că e un pic strâmb aici. Cea din față, pentru că stă foarte aplecat așa, în pământ. Nu este dreaptă ca aceasta, vedeți? Oricâte reglaje am făcut, nu prea reușesc să o îndrept. Posibil să fie un pic de aici dată înapoi, așa în sus. Am pus aici o greutate. Și cam așa arată arătura. Acolo în partea aia am arătat seară, dar se făcuse întuneric și nu mai reușeam să filmez, să vedeți și voi. Așa că astăzi dimineața am decis să termin, doar că a început să ningă. Cam așa arată. Pentru prima arătură, sunt foarte mulțumit. Fă cu mâna la cameră. Te pun pe internet. Așa, am măsurat și brazda intră 20-25 cm, depinde și pământul, că chiar dacă a plouat, sunt unele locuri unde este uscat, vedeți? Și culoarea pământului, spre exemplu acolo. Dar intră destul de bine și este suficient pentru grădina de legume.
Gata treaba. Vedeți? Asta este și un pic mai mică brazda, cum v-am zis. Aia e un pic mai lungă. Posibil să fie și un pic cam prea mare plugul pentru tractoraș. Dar nu am întâmpinat probleme. Adică nu a patinat, l-a tras destul de ușor. Cam așa a ieșit arătura. Cât de cât brazele sunt egale. Și destul de adânci. În fine, asta mai puțin. Oricum o să se găsească lumea să zică: a, ce ai făcut acolo, ai zgâriat pământul, a, nu-i arătură. As. Sar ei mai bine, cum știu. Eu așa am putut. Așa am reușit cu utilajul care îl am. A, să mai spun aici, de exemplu, fiind plugul pentru tractor mai mare, bara asta este foarte lungă. Vedeți? Și tiranții mei stau exact lipiți de roți, de cauciucuri. Nu am spațiu prea mult să îl pot regla și să strâng ancorile. Ancorile nu se mai văd că sunt acolo sub pământ. În fine, foarte greu se mai strâng. Vedeți? Deja aproape că freacă în cauciuc. Din casa vă spuneam, cam asta am putut să scot din reglaje. Așa se întâmplă când nu este utilajul adaptat sau mai pentru acest tractor. Dar chiar și așa, eu zic că a ieșit foarte bine. Ia uitați și acolo. O, a intrat bine tare plugul. Și aici fiind și grădină, grădina de legume, pământul a fost lucrat, afânat și de aceea a mers bine. Acum la câmp nu știu dacă reușește să tragă tractorul, dacă este pământul mai tare, dar sper să am ocazia să încerc. Cam atât pentru acum. Vă salut. Până data viitoare, numai bine!